ați revenit pe canalul meu. Astăzi am un unboxing Oriflame. Este prima campanie din anul acesta, campania numărul 1, prima mea comandă pe anul 2021. O să vă pun prețurile fiecărui produs așa cum v-am obișnuit. Bineînțeles că puful la cheie acolo supraveghează aici cum filmez. Aici am luat niște sacoși din acestea medii. Am avut două măști din acestea din silicon reutilizabile. O să vă arăt și pe a doua. Haideți să vă arăt cum este. Așa. E din silicon, îți aplici tu ce ser dorești. Apoi pui această mască, stai 15-20 de minute. O speli și apoi o reutilizezi. Am avut o mască din asta peeling, din gama Novage, la 100 de mililitri, iar dacă comandai o mască din aceasta, primeai această bentiță gratuit. Un gel de duș cu unde shea și vitamina E la 250 de mililitri. Am mai avut pe comandă două periuțe de dinți, o pastă de dinți la 100 de mililitri. Mi-am luat un kit din acesta cu sete mostre de parfum. Cred că sunt toate parfumurile din catalog, sper. Am mai avut 5 măști din acestea în 2 pași. Pure Skin. Am avut 5, după cum v-am spus. Și 2 măști din acestea Love Nature cu castravete la 10 ml. Am avut 2 din acestea de 2-in-1 șampon și gel de duș pentru copii. Au 200 de mililitri. Și 2 săpunuri în formă de leu, probabil, tot pentru copii. Și un săpun are 75 de grame. Sunt atât de drăguțe. Miros bine, îmi dau seama foarte bine prin ambalaj. Eu am mai luat niște mostre din gama Novage. Sunt așa plicuri. Acestea ar fi produsele și am mostru pentru fiecare produs în parte. Ar trebui să fie 5 plicuri aici, da? Și am luat unul pentru mine și unul pentru prietena mea. Și la fel acesta. Și din aceasta. Toate din gama Novage. Aici am mai avut un set format dintr-un scrub din acesta de mâini la 75 de litri din gama Milky & Honey, o cremă de mâini tot la 75 de mililitri și un gel de duș la 250 de mililitri. A fost foarte bun ca și preț acesta la set. Am avut 2 pile din acestea.
să pun din acestea cu ametist cristal. Și au 75 de grame. Ca să vă arăt că sunt în pungi. Uitați așa, sunt pe comandă amândouă. Arată destul de bine și parcă ar avea așa niște particule de sclipici. Și tot din gama asta am avut 3 geluri de duș la 250 ml fiecare. Și la fel și acestea parcă au particule de sclipici. Mă uitam dacă e cumva gen scrub, dar nu, e gel de duș efectiv. Eu mi-am luat niște bigudiuri, sunt 4 din acestea mari și 4 mici. Cred că trebuia de fapt să-mi iau 2 seturi, dar poate o să comand data viitoare dacă sunt ok. Astea, să mai iau un set. Și am avut aici niște pensule, 2 din acestea pentru tuș, una pentru iluminator, 2 pentru blush, o și numere, cea pentru iluminator e F04, pentru tuș E0. 3, pentru blush F06 și încă una de blending E02. Și am mai avut 3 mascara din gama One Color. Au fost la preț foarte mic, cred că 7,99 lei au fost acestea și am avut 3 pe comandă. Am mai avut un far din acesta stick așa și acesta e nuanță, nu știu dacă o să se vadă. Am avut și 2 cutiuțe din acestea balsam multifuncțional la 15 ml fiecare. Aici o loțiune de corp la 30 de ml, e foarte mică cu migdale, ulei de migdale. Creion de ochi maro, o să vă arăt așa vârful, tot pe comandă și acesta, din gama One Color. Aici am primit un set ăsta de 2 mostre, luna viitoare o să fie lansarea a 2 parfumuri noi cu ocazia Sfântului Valentin, unul de damă și unul de bărbați. Așa. Arată destul de bine sticluța. Mă scurează să văd cum vor mirosi ambele. Și eu am mai luat aici niște mostre din acest parfum, 10, pentru că vreau să le pun la fiecare fată în punguță. Acest primer din gama Giordani l-am luat în locul taxei de curierat. Gel alb.
Am luat și această agendă pe 2021. Aici sunt scrise campaniile, nume, prenume. Aplicațiile și sunt așa cu voi dictando aici de desubtare calendar. Vreau să-mi anotez comenzile în această agenda. Cu siguranță voi nota și comenzile de la alte firme, nu doar Oriflame. Îmi place mult. Aici am niște foiere, catalogul numărul 2. Haideți să vedem parfumul. Acesta este cel de damă și va fi 65 de lei. Acesta cel de bărbați, tot la 65 de lei. Și aici mai am încă un catalog. Aceasta a fost comanda mea, sper că v-a plăcut, vă pup și vă îmbrățișez cu mult drag!